36. Dr. King acuză Coaliția Aerospațială de discriminare. În exclusivitate pentru The National Times Kansas City KS, 22 noiembrie 1957. Susținând că două dintre așa numitele doamne astronaut nu aveau calificarea necesară pentru a intra în programul spațial, un pastor de culoare din Sud acuză Coaliția Aerospațială Internațională de Discriminare. Comisia de Guvernare a Națiunilor Unite a convocat o ședință de audiere specială pentru a stabili dacă acuzațiile sunt fondate. Directorul Norman Clemons a declarat că cele două femei au făcut parte dintr-un program pilot care urmărea să stabilească dacă specialiștii din cadrul misiunilor pot fi antrenați pentru programul spațial fără a li se impune cerințele rigide ale primilor astronauți. Lucru necesar pentru întemeierea coloniilor. Mastiful e distracție și tortură la un loc și nu doar pentru că e un alt acronim. Dispozitivul de testare inerțial cu rotație multiaxială sau capsula giroscopică e produsul gândirii unui savant nebun. Și nu glumesc când îi spun așa. S-ar potrivi perfect printre instrumentele de tortură din sub subpământean al unui scelerat. Nicoli era legată de scaun în mijlocul capsulei. Scaunul din plastic rigid era copia celui din Artemis, numai că ea avea și capul imobilizat în curele. În jurul scaunului se aflau tuburi de aluminiu care formau o capsulă triaxială. Spun tuburi de aluminiu, dar erau mai degrabă niște cuști. Fiecare se mișca independent de celălalt rotind scaunul pe cele trei axe ale ruliului girației și tangajului. Deocamdată Nicol se rotea la 15 rotații pe minut, dar capsula giroscopică putea atinge 30 de rotații pe minut. Teoretic ne făceam o idee despre felul în care te poți roti în spațiu, deși dacă ajungi să te învârți la 30 de rotații pe minut, sigur se întâmplă ceva foarte rău. M-am lipit de peretele centrului de comandă așteptând împreună cu Jasira și Betty să ne vină rândul. Testul era supravegheat de un om de știință, dar de evaluat ne evalua un astronaut. Motiv pentru care Parker stătea la fereastra de observație cu cronometrul în mână. Lângă el, Betty încerca să pară relaxată. Se machiase intens, dar tot nu reușise să-și ascundă pungile de sub ochi. Din bârfele colegelor am înțeles că ieșise șifonată rău de la audierile făcute de Națiunile Unite când depusese mărturie în contextul discriminărilor. Mi-era greu să nu o compătimesc. Un jet de azot țâșnișuie rând când Nicol încercă să se opună rotației. Mi se păru că urmează să se rotească transversal mai întâi. Jetul fu acționat din nou începură să se audă treptat și clicurile aparatelor foto. Îmi lăsasem pastilele acasă pentru că nu voiam să-mi încetinească reflexele. Mi se întorcea stomacul pe dos numai gândindu-mă că îmi venea și mie rândul pe scaun. Bine că măcar le interziseseră reporterilor să folosească blițul acolo înăuntru. Deși s-ar putea argumenta că lumina stroboscopică te ajută la orientarea în spațiu. Îmi mâna dreaptă încercând să anticipeze volumul de gaz și timpul necesar lui Nicol pentru a încetini rotația. Jasira își dădu la o parte părul de pe ceafă. Șeful, exact așa e și în spațiu? Parcă ridică din numeri. Nu chiar. Atunci, de ce dăm testul ăsta? Scutură din cap, concentrat pe cronometru și pe fereastră. Hai, Orgin! Știu că poți! Peste câteva momente, rotația transversală încetini și începucea longitudinală. Era complicat pentru că Nicol încă trebuia să o controleze pe cea transversală, dar se mișca tot mai rapid. Jeturile pufniră și țâșniră câțiva norișori rapizi de gaz, când Nicol stabiliză și rotirea pe axa verticală. Parker înclina aprobator din cap. Bună! O vezi cum se mișcă ritmic în doi timp. Am lăsat capul pe o parte, ascultând și urmărind jeturile în același timp. E mai bine decât mișcarea mai lentă constantă? Când încerci să aproximezi forța necesară? Da. Își mută greutatea pe piciorul drept și își roti ușor glezna stângă. Problema cu mișcarea constantă e că nu-i suficientă ca să controlezi rotația și poți să pierzi mult combustibil fără să-ți dai seama. Jeturile mai pufniră de două ori, apoi scoaseră un șuierat susținut când Nicol încheie rotația verticală. M-am uitat cum Parker calcă pe piciorul stâng și-și trecu greutatea pe el testându -l. Am tușit discret și m-am apropiat de el. Să mai programăm niște ore de zbor cu T38-ul? Fucât pe ce să-și întoarcă privirea de la fereastră, dar se controlă și urmări cum se rotește și se rotește Nicol. Nu e nevoie! Nu fusese răm la clinica aceea decât de două ori. Facuserăm alte antrenamente. Mă tot așteptam să mă toarne, dar se purta ca de obicei, condescendent și superior când nu preda. Atunci aproape că îl plăceam. De ce trebuie să dăm testul ăsta? Betty îi puse mâna pe braț într-un gest exagerat de intim. Din moment ce în capsulă nu e ca în spațiu... Nu e scumpo, dar pe pământ nu există ceva mai asemănător cu spațiu decât capsula giroscopică. Opri cronometrul. Bun. York, ia-ți costumul. Orgina a stat destul acolo azi. Mi-a crescut brusc pulsul. Am încercat să-mi spun că mă aștepta ceva captivant. Într-un fel chiar era captivant. Capsula giroscopică îmi plăcea. Ceea ce nu-mi plăcea era să trec pe sub furcile caudine ca ale reporterilor ca să ajung la ea. Parker merse la ușă și puse mâna pe umărul tehnicianului. Ai făcut treabă bună cu ea. Îmi aduci jurnalele? Da, domnule. Tehnicianul își îndreptă spatele de parcă atingerea lui Parker l-ar fi revitalizat cumva. Nu vă supărați, zise Betty și își puse mâinile în șold. Suntem deja a treia oară aici și mie nu mi-a venit încă rândul. Parker nici măcar nu se sinchisi să privească peste umăr. Nu mă plătește nimeni să-mi pierd vremea, nici să risipesc resursele guvernului. Tu fă mai departe pe frumușica și scrieți articolașele. Tocmai când credeam că nu e chiar atât de nesimțit. Vreau să spun că avea dreptate, dar n-ar fi trebuit să spună ce a spus cu glas tare. Stai! Nu! Vorbisem și eu urât despre Betty. De asta trebuise să depună mărturie în fața congresului. Am oftat și m-am întors spre ea. I se înroșise răobrajii și scoase carnețelul ei de reporter. Ești ok? Normal. Zâmbi larg și notă repede ceva. Trebuie să descriu cum se desfășoară un test. E mai ușor să o fac dacă nu mai stau și privesc, nu? Sigur. Du-te acum, altfel o să-ți ia Parker capul." M-am îndreptat spre ușă luându-mi casca de pe o banchetă. Un tehnician o ajuta pe Nicol să iasă din capsula giroscopică. Între timp, Parker stătea de vorbă cu ea. După gesturile largi, îi dădea indicații de corecție a rotației transversale. Cred că răbdarea cu care explica mă inducea în eroare de câte ori ne ciocneam. M-am oprit intenționat în dreptul reporterilor să-mi pun casca. Pe lângă celelalte abilități pe care le exersam, încercam și să mă desensibilizez în fața presei. Astăzi exersam cum e să pozez fără să parcă pozez. Cine s-ar fi gândit că astronauții trebuie să facă și pe modelele? Elma care a fost cel mai interesant antrenament de azi? Întotdeauna mă tenta să le spun ceva de genul să-mi fac unghiile, dar știam că exact așa va și apărea în ziare. Astăzi am simulat manevrele terminale de andocare și am încercat să reglez datele de intrare RHC pe un interval de variație extrem de larg. Vedeți? Și acronimele folosesc la ceva. Camerele au țăcănit și zbârnuit când mi-am legat casca. Mă simțeam bine. Nu era o amenințare și știam ce vor. Poate că asta era soluția în general la anxietatea mea. Să-mi dau seama ce vor oamenii de la mine. Deși dacă m-aș fi gândit dinainte la asta, atunci ar fi trebuit să-mi dau la ajustat costumul ca să mi se vadă formele, cum eram sigură că făcuse Nicole. Când a trecut pe lângă mine venind din capsula giroscopică, Taliei s-a văzut o idee mai bine decât ar fi trebuit să-i permită salopeta bufantă. Parker o urma zâmbind reporterilor. Șchiopăta mai puțin vizibil și nu-ți dădeai seama că îl deranjează piciorul stâng, decât dacă te uitai intenționat la el. Domnule colonel Parker, cum se descurcă doamnele?" fac mare cinste țărilor!" Le oferi zâmbetul de mâncător de rahat. Suntem cu toții foarte mândri de ele. M-am îndreptat spre capsula giroscopică nerăbdătoare să văd dacă sunt în stare să obțin un timp mai bun decât data trecută. Este adevărat că veți fi înlocuit în misiunea de aselenizare? se lăsă o liniște de mormânt. Amuțiseră parcă și generatoarele. Parcă se albi, dar își păstră zâmbetul. Aș vrea să aflu de unde știți, dar este adevărat. Eu nu spusesem nimănui. Dumnezeule, oare ce făcuse Nathaniel? Camera reveni la viață. Întrebările veneau una peste alta de la reporteri care țipau. Parcă ridică brațele, și în mod miraculos reporterii începură să se potolească între ei. Îmi dă de furcă o rană veche din război, așa că agenția a decis că e mai bine să se procedeze așa, spuse și zâmbi din nou. Veți înțelege desigur că nu pot face speculații vis-a-vis -vis de cine mă va înlocui. Acum vă rog să mă scuzați, avem teste de făcut. York, treci în scaun. Se îndepărtă de toată lumea. Nu se întoarse în cabina de observație, ci părăsi cu totul incinta. Nu spusesem nimănui. La naiba. Nu spusesem nimănui nimic. Dar Parker nu mă va crede în niciun caz. Zâmbind tehnicianului care aștepta să mă lege de scaun, am dat ușor din numeri. Trebuie să fug la toaletă. Mă întorc într-o clipită. Am traversat în grabă laboratorul și am ieșit pe ușa pe care ieșise și Parker. L-am surprins îndepărtându-se de perete ca și cum s-ar fi proptit de el și s-ar fi îndreptat numai fiindcă a auzit ușa. Privi peste umăr cu un zâmbet lejer care îi dispăru în clipa când dădu cu ochii de mine. N-am spus nimănui. În afară de Nathaniel, bineînțeles, dar el îmi promisese că nu avea să facă nimic fără să discute cu mine mai întâi. Fața lui Parker era în continuare lipsită de expresie, dar privi la podea. Am spus eu. Mai aveam trei metri până la el, dar m-am oprit în loc. Dar... Uh, am excrescențe osoase la gât, probabil din cauza ejectărilor de pe vremea când eram pilot. Îmi apasă pe șira spinării. Scutură din numeri, de parcă n-ar fi fost mare lucru. Știu ce părere ai despre mine, dar fie că mă crezi, fie că nu îmi pasă mai mult de programul spațial decât de participarea mea la el. Aș fi fost un pericol. Sunt... Ce spui în asemenea situații? Și sunteți în regulă? Mă operez mâine chiar pot să, pot să vă ajut cu ceva? Da, treci dracului în scaun așa cum ți-am zis. Înălță capul și făcu un pas spre mine. Și nu ne insulta inteligența nici pe a mea, nici pe a ta prefăcându-te că-ți pasă. oh, se vede că vă exersați agresivitatea își ridică sarcastic colțul gurii. Dute! Când mă întorc, vreau să văd că joci pe degete capsula aia giroscopică. Da, domnule! Pentru o clipă mi s-a părut că devine uman. Dar am uitat cu cine am de-a face. Dar să-ți fie clar. Tot trebuie să ții capul jos și să faci ce ți se spune. Atât timp cât nu reprezinți un pericol pentru program, eu îmi țin gura închisă. Făcu încă un pas spre mine. Ai meritat să ajungi până aici, dar în clipa în care te consider un pericol, ai zburat din program. Ne-am înțeles? Am încuvințat în tăcere, înghițind în sec. La modul ironic, mi-a părut rău că lăsasem pastilele acasă. Moara zvonurilor spunea că dacă nu s-ar fi operat, parcă ar fi putut paraliza. Nici vorbă de împasă mai mult de programul spațial. Dar tot moara zvonurilor spunea și că extraterestrii îi implantaseră sonde minuscule în organism. Clemons deschise ședința de luni dimineața a învăluit în obișnuitul nor de fum. Așa. Primul lucru e să vă anunț că domnul colonel Parker a ieșit cu bine din operație. Fără complicații, deci ar trebui să revină printre noi în aproximativ o lună. Trebuie să recunosc că am simțit o ușurare imensă când am auzit că Parker urma să lipsească o lună. Trecea mai mult timp și de la ultima mea vizită la doctor și, chiar dacă ar fi spus cuiva, de Miltown n-ar mai fi părut o problemă serioasă. Nimeni nu trebuia să afle că mai am pastile pe care le păstram pentru cazuri de urgență. Cum? Deja s-a operat? Le burjoa ridică mirat din sprâncene. Abia am auzit că e bolnav. Clemons confirmă din cap, pufăind din trabuc. S-a programat cu un timp în urmă, dar nu a spus nimănui ca să nu vă îngrijoreze. Om de treabă! E posibil să-mi fi dat ochii peste cap când am auzit versiunea aceasta a poveștii. Și cine merge în locul lui? Întrebă Betty, jurnalistă, până în dinți, plecându-se peste masă. Pe lună vreau să spun. Ajutorul lui e maluf, deci el o să-l înlocuiască. să își trase agenda spre el. Asta înseamnă că devansăm puțin calendarul de azi, dar... Uh, va trebui să-l scoatem pe Maluf de la următorul zbor ca să se concentreze pe antrenamentul pentru misiunea pe lună. Benconski și Terazas sunt deja pe stație. Toate astea ne-au făcut să ne dăm seama că ne mai trebuie mână de lucru, bărbătească. Bărbătească! Bineînțeles! De ce să le folosească pe femeile antrenate care stăteau chiar lângă el când putea aduce alți bărbați? Vreau să vă fie clar că aceasta nu e o decizie luată din motive de publicitate nu are legătură cu audierile de la Națiunile Unite. Din totdeauna am intenționat să extindem programul pe măsură ce se așează lucrurile, iar boala colonelului Parker nu a făcut decât să ne accelereze calendarul. Normal! I-am aruncat o privire lui Nicol care strâmbase gura într-o grimasă. Va dura un timp până îi vom angaja și îi vom aduce la nivelul cerut, deci vă rog să fiți răbdători și să ne ajutați. Până atunci, cred că e vremea să o lansăm în spațiu pe una dintre doamnele noastre. Sabiha își trase scaunul mai în față și îl fixă cu privirea. Dacă ar fi avut o bulă deasupra capului, sigur ar fi scris în ea ceea ce fără îndoială gândeam toate. Pe mine! Alege-mă pe mine! Te rog, alege-mă pe mine! Am rămas calmă cu mâinile în poală așa cum mă învățase mama. Pe sub cămașă inima am sărea din piept și dădea din niște mâini imaginare. Alege-mă pe mine! Alege-mă pe mine! Propunerea lui Parker, cu care sunt întru totul de acord, este să o trimitem pe Jasira, paz viveiros. Spuse Clemons și lăsă trabucul jos. Felicitări! În sfârșit! O femeie zbura în spațiu. De obicei, atribuirea îndatoririlor era o treabă profesională tacită, dar până și bărbații erau vizibil încântați de Jasira. Am felicitat-o zâmbind atât de larg că m-a durut gura, și am făcut-o cu toată sinceritatea. Dar mă încercau sentimente contradictorii. Jasira merita să zboare în spațiu. Mă bucuram teribil că ea avea să fie prima femeie în spațiu. Eram ușurată că nu fusese numită Betty sau Violet, care ar fi fost alese doar pentru publicitate. Jasira era un pilot adevărat. În mod bizar eram ușurată și că nu fusese numită eu. Pentru că prima femeie în spațiu era supusă unor examene foarte stricte, care pe mine m-ar fi dat gata. Mai ales dacă nu mai luam Miltown. Dar în spatele tuturor acestor gânduri se ascundea teama, pentru că o parte din mine se întreba dacă Parker nu reușise până la urmă să mă consemneze la sol.